Procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șibou au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Lacatoș Cosmin Monel după ce a lovit un jandarm care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul parchetului de pe lângă tribunalul Sălaj, inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj, constând în aceea că în data de 14 iulie, în jurul orei 22:30, i-a aplicat o lovitură cu pumnul în zona feței sergentului major Opriș Ciprian din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Stejarilor din localitatea Jibou, în aplanarea unui conflict violent, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare 5-6 zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal. În comunicat se precizează faptul că punerea în mișcare a acțiunii penale și sesizarea instanței este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.